Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu. Noi astăzi dăm startul pregătirilor pentru Paște. Mi-am pregătit aici ingredientele să fac fursecuri, pentru că o am și pe Sofie și vreau să mă ajute. Fursecurile astea le fac mai mult așa pentru ea, ca să fac o activitate cu ea. Da, mami, dacă-l vanilat. Mi-am cumpărat de pe Amazon câteva forme așa specifice de Paște. Am iepuraș, fluturaș, am un puiuț. Și vreau să fac cu ea activitatea aceasta, bineînțeles că le vom și mânca pentru că sunt foarte bune. Rețeta eu o am de la Ine, am făcut-o cred că de 3 sau 4 ori, Sophie, de 2 ori cu siguranță știu că am filmat-o în Vlogmas. Cantitățile la ingrediente eu am să vi le las în descriere. Și tot în descriere am să vă mai las și linkul către canalul lui Adelaine și vă invit acolo la ea pentru că are un canal foarte interesant. Cam atât am avut să vă spun pentru început. Mă pun pe treabă pentru că se apropie și ora lui Sofie de somn. Aș vrea să termin fursecurile astea într-o oră. Plus de alta, mie săptămâna trecută mi s-a stricat cuptorul și acum va trebui să fac cu unul foarte micuț. Am aici o tavă micuță în care cred că mi intră cel mult 10 fursecuri în ea. Deci sunt sigură că îmi va lua mai mult timp să le fac. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good. Am terminat fursecurile de pregătit, acum vreau să le umplu și mi-am cumpărat un gem cu fructe de pădure, cred că din Aldi, dacă mi-aduc aminte bine, l-am cumpărat. Am încercat eu să le fac în trei culori, însă nu prea mi-a ieșit chiar așa de bine, dar m-am distrat împreună cu Sofie să le facem. Mai am aici o vorbăreață. Da, mami! Și mai am pe foc, am pus să topesc puțină ciocolată albă. Ce zici, mă, acolo? Ce vorbești tu? Sofiuțu?
Ce vorbești tu acolo? Unde e baby tău? Baby tău, unde este? Ce faci acolo, baby? Ei da și lui o prăjiturică? Să o pun și eu pe Sofie la somn. Nu știu cum se face, că fix când am eu cea mai multă treabă, atunci ea nu are chef să stea liniștită. Plus de alta, astăzi mi s-a trezit și la 5 și bineînțeles că toată dimineața a fost o morăcănoasă. Eu mi-am pus aici pe masă ingredientele pentru că vreau să fac o prăjitură în timpul ăsta în care ea doarme. De ceva timp îmi este tare poftă de o prăjitură cu nucă. Am avut o altă în plan, însă v-am zis și de dimineață că mi s-a stricat cuptorul și trebuie să lucrez cu unul micuț, așa că m-am hotărât să fac prăjitura cranț. Mi-am pus aici ingredientele pe masă de care am nevoie. Momentan am doar ingredientele pentru blat. Întorc camera, vă arăt de ce este nevoie pentru blat, însă să nu uitați să mergeți și în descriere pentru că vă mai las și acolo cantitățile. În primul rând am aici o sofiuță care doarme, am 6 ouă care au fost la temperatura camerei, 100 de grame nucă mărunțită, un praf de sare, 80 de grame de făină, 125 grame zahăr, un pachet cu praf de copt, o esență de vanilie. Albușurile, de data asta am să le bat cu telul, deoarece v-am spus că Sofie doarme și doarme fix în sufragerie, adică deasupra bucătăriei, așa că nu mă risc să bat cu mixerul. Deja am pornit cuptorul la 180 de grade. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, the end of this real.
searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. Până este gata blatul meu, vreau să mă apuc și de cremă, deoarece crema trebuie să se și răcească, trebuie să o pun și puțin la frigider. Vreau să mă apuc din timp de ea. Pentru cremă am nevoie de 3 ouă, 100 g de zahăr, 200 g unt cu 82% grăsime și o esență de vanilie. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good, the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper,
started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. Cam așa arată șirul lorile mele, eu sunt foarte mulțumită și încântată de rezultat. Ați văzut că v-am arătat și vouă cum le-am făcut. Chiar mi-era dor de asemenea rulouri, cred că n-am mai mâncat din copilărie. Acum vreau să le umplu și vreau să fac o cremă din budincă și unt, însă mai întâi voi face budinca, pentru că untul este oricum tare, doar ce l-am scos din frigider, am uitat să îl las la temperatura camerei, așa că va trebui să mai aștept. Din unt voi folosi cam 50 de grame. Iar budinca o voi face exact după instrucțiunile de pe ambalaj și la fel și pe ea o voi lăsa să se răcească, numai bine, până se răcește budinca, ajunge la temperatura camerei unte. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. I tell you, papa, too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me. Tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. Activitatea pe ziua de astăzi în bucătărie. Acum vreau să mai stau și cu Sofie, pentru că am fost de dimineață până la ora asta, e cred că 6:30 ceasul, am fost numai în bucătărie și nu prea am avut așa activități cu ea, nu prea ne-am jucat. Asta vreau să fac acum. Vreau să vă zic ceva înainte de a încheia clipul. Eu m-am gândit să-l împart în două părți ca să nu fie unul foarte lung și unul din care să nu prea înțelegeți mai nimic. M-am gândit să fac prima parte în care să vă arăt ce preparate dulci am pregătit, prăjiturile, și în cea de-a doua parte să vă arăt preparatele sărate. Așa că în cazul în care vă întrebați de ce vedeți așa o fluctuație între imagini, să știți că asta s-a întâmplat.
Eu astăzi am pregătit și din preparatele sărate, așa că le voi include în clipul celălalt, în partea cea de-a doua. Am zis să vă pun de la început la curent cu toată situația aceasta. Cam acesta a fost clipul meu de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare Paște fericit și Hristos a înviat! Zisi tu pa? Hai zile, ciuz! Tu ești morocănoasă, nu? Nu? Ce butin faci acolo? Hai zi, pa! Băticle! Măi, băticle! Zici, ciuși! Ciuși!